Ce? Te filmez. Mă filmez? Da. Da? Da. Filmezi tu? Da. Ok. Mă văd? Da. Ești bine? Ok, începem. În videoul de astăzi, salut! În videoul de astăzi vreau să construiesc cu Daniel un pom de Crăciun. Și da, pentru asta avem nevoie de câteva materiale. Așa că l-am înlocuit pe Daniel cu Miruna. Da? L-am înlocuit, că Daniel n-a avut chef să vină cu noi la cumpărături. Mergem să cumpărăm una alta și ne apucăm să construim un pom de Crăciun. Miruna, do you believe in Santa? Yeah. Ingrid, do you believe in Santa? Yes, he is so real. Dad, do you believe in Santa? I am Santa. Eu chiar sunt Moș Crăciun, n-am cum să nu cred în el. Aici în Anglia, când e culoarea roșie a semaforului, când se pune un semafor, neapărat trebuie să fie și indicator care să-ți spună ce trebuie să faci la culoarea roșie a semaforului. Că parcă nu știi. Roșu stai, nu trebuie să spună cineva să scrie. Și am ajuns și la magazin. Bineînțeles, mă bucur că am luat geaca, că e foarte frig afară. Mergem repede. De unde cumpărăm? De la B&Q. Fetele! Pe aici e intrarea. Da? Da. Fetele au venit cu mine doar ca să-și cumpere niște plante, niște floricele. Uite ce de floricele avem noi aici la magazin. Păi câte vrei, mă, tati, să-ți iei? Două? Yes. Ce plantă e asta? Spider-Man. Ești sigură? Yes. Și unde trebuie să stea? Ah, shady room. Shady room. I'm also gonna need to cut these leaves off. Dacă vor fetele plante, cumpărăm și plante. Ia să vedem ce alege Ingrid. Ia, Ingrid, tu ce vrei? Ah, uite, s-a dus pe acolo. Ingrid, putem să mergem și afară, că mai sunt și afară plante, da? Nu sunt doar aici înăuntru. A, uite că au braț de Crăciun. Hai să vedem cât costă un braț de Crăciun aici în Anglia. Adevărat? 50 de lire, un brăduleț din ăsta, vai! Ia! Ăștia mici costă 20 de lire și ăștia sunt fără pământ. Cât costă ăsta? Nu știm. Should not be anetted. 50 de lire, ia uite, un brăduleț din ăsta de Crăciun. 50 de lire, 39 de lire. Da. De aceea noi vrem să ne facem noi bradul nostru de Crăciun. Hai să vedem ce... A, mie îmi trebuie niște bambus ca să construiesc bradul de Crăciun. Unde găsesc eu bambusul? Hai să caut bambus. Bambus, bambus. Uite-l. Deci mie, cum am spus, îmi trebuie niște bețe din astea de bambus, mai subțirele. Cred că astea sunt ok. Costă 5 lire 80, un mănunchi așa de bețe de bambus. Ca să ne facem noi bradul nostru. Nu-mi place deloc masca asta. Și de ce? Uite, mi s-a buresc ochelarii. O pun, dar mi s-a buresc ochelarii. Hai să o găsim pe Ingrid. A, uite-o. De care vrei, Ingrid? Deci vrei plante carnivoră? Păi și asta, în loc să o uzi, îi dai să mănânce? Da. Deci în loc să uzi, îi dai să mănânce. Ia dacă vrei. Dar nu știu dacă trăiește asta. Trebuie un loc cu soare și cu căldură. Nu? Venus Fly Trap. Asta nu uzi, îi dai muște. Deci dacă n-avem muște și nici gândaci în casă, ce îi dai să mănânce?
Nu zice, nu trebuie, zice că nu trebuie să hrănești. Ah, da? Dar dacă luăm planta asta, nu mai luăm animal, nu mai luăm pisică. Că e, planta e pe loc de animal. E în păpost de animal, uite ce dă apă are. Ia o, tati. Dacă vrei tu plantă carnivoră, dar să n-ai coșmaruri noaptea, că te mănâncă, că te mănâncă floarea. A? Ce? Ce e cu ea? Crește. Nu știu, că uite, îi spune dwarf. Deci dacă e dwarf, e mică. Vrei, mai vrei o plantă de aloie, a? Da. Hai, că mai, noi mai luăm o plantă de aloie și după aia mergem să ne ocupăm și de copacul nostru de Crăciun. Așteptăm să fie musculița mâncată de către plantă. De fapt, nu așteptăm. Gata, plecăm acasă. Hai. Hai, fetele. Hai să mergem. Ne apucăm de construcția brădulețului. Am umplut portbagajul de plante și Ilinca și-a luat-o pe aia că e fragilă și e frică să nu se rupă. Ce plantă e aia, tati? It's a jade plant. Și acum mergem acasă, dar s-a făcut deja întuneric. Se întunericește așa de vreme, așa că mâine de dimineață la prima oră mergem să luăm niște lemne din pădure și ne apucăm să construim acel brăduț de Crăciun. Să vedeți ce frumos o să iasă, am o idee bestială. Și s-a făcut a doua zi, pentru că aseară ne-a prins întunericul. Noi băieții mergem în pădure să căutăm niște lemne care să ne ajute. O să vedeți voi cum facem bradul și fetele rămân acasă să ne facă de mâncare. Hai la pădure, Ion! Tati, ce-ai făcut, mă? Ți-au jucat șosetele o farsă? Nu. Ți-ai luat una? Ia, stai! Ți-ai luat una? A, tu le-ai luat intenționat așa? Da? Yeah. E bine! Vrei să fii mai haios în pădure, a? Yeah. Mergem repede până acolo, în spatele casei. Cum ar veni, mergem în spatele casei să luăm bețele. Să vedeți ce bețe adunăm noi și cum le tăiem și cum le asamblăm ca să iasă copăcelul de Crăciun, bradul de Crăciun. Facem un alt fel de brad de Crăciun. Tati, dar poate și vindem ca să facem și niște bănuți pentru tine. Ce zici? Așa, ia. Să-i vindem, nu? Cum? A, îi vindem pe, îi punem pe marketplace după ce facem niște poze frumoase și îi punem pe Facebook, pe marketplace. Dacă îi vindem, vedem. Poate găsim și noi niște bănuți. Da. Poate facem niște bănuți. Da. Vezi că te-ai murdărit de gaură, de covrig. Da. Da. Uite ce de gaură de covrig ai pe tricou. Ah, Doamne. Glumițe. Da, tati, e bun. Uite, am ajuns în spatele casei și acolo undeva jos e casa noastră. Ăsta e tot satul. E un sat micuț. Da, tati, e bun și ăla. Ok, hai. To get it. Ești bine acolo? Yep. Te descurci, să urci? Yep. Și asta e pădurea noastră, toamna. Cu multe chestii înțepătoare. Yep. Tati! Cum se numește în engleză feriga? Asta? Da. Fern. Cum? Fern. Fern? Fern. Fern. E-R-N. Ah, fern. Am înțeles. Mulțumim. Feriga. E plin de ferici pe aici, pe la noi. Și nu suntem singuri în pădure. Uite, mai e lume la plimbare. Ce să zic? Noi am adunat lemnele și sper să ne ajungă să construim 2-3 copăcei, yeah. Da? Braț de Crăciun. Mergem acasă, ne apucăm de tăiat și de asamblat, să vedeți ce ne iese, frumusețe. V-am spus, am un proiect și o idee foarte frumoasă. De asta am căutat crăcuțe așa de brad, un centimetru în diametru, în principal, și plecăm de acolo. Să fie cât mai diferite, cât mai variate, cu mușchi pe ele, să fie ceva frumos. Yep. Haide, Ionuțu, hai să mergem!
Ce faci, mă? Hai să mergem. Ușor, da? Să nu aluneci. Da? Ușor să nu aluneci cu șosetele alea, că ți le murdărești și din roșu și alb mergi cu ele maro. Brown and brown. Da. They'll be matching. Da, tati? Păi m-am oprit un pic să mă uit și eu pe dealuri, la văcuțe. Vin acum. Nu ți-e frig, mă, așa în pantaloni scurți? Nu ți este frig în pantaloni scurți? Am pornit camera ca să nu mai plângi. No, I always laugh after I cry. Ce s-a întâmplat? Nothing. Ai căzut. Yep, again. Din nou, deci de câte ori ai căzut? Twice. Și eu n-am avut camera pornită niciodată. Yeah, you did. Cum ai reușit, mă, Ioane, mă? Fundulețul ăsta al tău mai poate? Mai poate fundulețul ăsta al tău? Ia uite, ți-au curs ochișorii și năsucul. Acum, după ce am ajuns... De ce ești, mă, supărat că ai căzut? Hai, nu mai fi supărat. Am ajuns acasă, trebuie să tăiem lemnele în diferite dimensiuni, știi, mai lungi, mai scurte, să formăm așa un fel de triunghi din dimensiunile lor, știi? Haideți să vă arătăm, hai să le tăiem și vă arătăm imediat ce vrem să facem, da? Cum vrem să le tăiem, ce vrem să spunem. Am tăiat mai întâi tulpina ca să-mi dau seama de lungimea lui, știi? Și o să vin așa cu bețe. Op, așa. O să venim cu bețe și o să vin așa cu bețe, știi? Una, două, din ce în ce, din mai mari în mai mici, ca să formăm un triunghi, așa, știi? Vă dați seama. A, înțelegi ce vreau să spun. Hai să le tăiem. Hai la treabă. Cât Ion mănâncă, eu pregătesc materialul și după aia îl punem și pe el la treabă. Sau asta. Ok, haideți să vă arăt ce am făcut până acum. Haide Ioane să-ți arăt ce am făcut până acum. E friguț, da, ți-am zis că e soare cu dinți. Uite, am tăiat o tulpină din bambus. Da. Vezi? Am pus-o așa jos ca să-mi dau seama de lungimea ei și am rupt bețe pe diferite modele ca să formez un triunghi. Ce fel de triunghi este ăsta? It's a pyramid triangle. Ce triunghi este? It's a triangle. Ce fel de triunghi? I don't know. Lăsați-ne și nouă jos în comentarii. Acute angle. Lăsați-ne și nouă jos în comentarii ce fel de triunghi este acesta. Tati! Acum trebuie să găsim, ia, dă-mi un pic bățul ăla, ia să vedem, e suficient de subțire încât să treacă prin toate, da? Și trebuie să-l tăiem la dimensiunea pe care o vrem, deci trebuie să lăsăm un pic de vârf aici pentru vârful bradului și un pic mai mult la bază ca să putem să punem un suport din ăla, care eu l-am tăiat deja, ia, adu-mi un suport din ăla, te rog. Un cub de lemn. Da, eu am tăiat, aveam prin casă ceva lemne pentru foc. Deci trebuie să intre până aici. E suficient atât, tati, să-l lăsăm? E suficient așa? Deci îl tăiem de aici, da? Hai, tu îl tai de aici. Aici. Acolo. Hai, apucă-te și tai-l. Let me cut. Ce? Nu te înțelegi cu el? No, it doesn't understand me. Nu te înțelege? No. Păi vorbește cu el mai întâi. It's just getting blocks. As in, as I do stuff. Hai, taie. I'm trying. Găsește tu acolo o metodă, ia vezi. Cum merge? Vrei să te ajut eu să-ți țin de partea asta? Yeah.
E mai ușor dacă îți țin eu de el? Yes. Oh, l-ai cam rupt, da. Hai, da el. Yeah, because it's bamboo, it's not the... It's like one of the strongest... Or the strongest wood on earth. Hai că ne descurcăm cu el și așa rupt. Ok. Acum știi ce vreau eu să te rog? Yes. Să te duci să-mi aduci bormașina. Ce bormașina? The drill. Ow. Hai, adu-mi bormașina. Okay. Și burghiele. Where? Oh, yeah, e, burghiele, știi ce sunt? Le găsești tu. Da, trebuie să găsim tot felul de activități din astea, să-i mai, le mai dăm și lor niște sarcini de făcut și să-i scoatem din casă, să-i scoatem din fața telefonului, din fața laptopului. Nu putem să-i lăsăm chiar așa toată ziua pe telefon și pe laptop. Bineînțeles că după aceea mă va ajuta pe mine să editez videoul acesta, deci tot vom sta un pic pe telefon, pentru că noi edităm pe telefon. Așa că lăsați-ne și nouă un like pentru editare și pentru inițiativă. Și vă așteptăm și pe voi să ne arătați poze pe Instagram cu brăduleții construiți de voi, da? Aici jos vă las undeva, nu știu unde o să fie contul nostru de Instagram. Trimiteți-ne și nouă acolo niște poze cu brăduleții construiți de voi. Și alea le-ai luat? Nu l-ai luat. Haide, las că mă duc eu să le iau. Tu vino cu bormașina și mă duc eu să iau burghiele. Bineînțeles că Ion n-a știut unde țin eu burghiele, să văd dacă le mai găsesc eu pe aici. Nu sunt astea. Unde sunt? Uite-le aici. Burghiele mele. Ne trebuie așa burghie de lemn speciale, astea sunt de beton, astea sunt de metal și astea de aici din partea dreaptă sunt burghiele de lemn. Gata, tati, uite, le-am găsit eu. Ia-le! Păi de ce? Nu e nevoie, tati. Okay. Ia, ce vrei să faci? Vrei să-l bagi pe acolo? Yeah, but it's... Păi trebuie să ții așa. Fiecare ar trebui să aibă în casă o bormașină din asta. Dacă nu face treabă cu ea, măcar se distrează cu copiii. E bună și pe post de mixer, la bucătărie. Deci fii atent cum se pune burghiu. Da? Vino încoace să-ți arăt. Deci dai de ăsta în sensul în care se învârte. Ții de el așa. Hai, ține de ăsta. Ține tare, da? Că o să-ți fugă de mână. Gata, și acum e fixat burghiu, okay. Da? Și acum e fixat burghiu și trebuie să luăm fiecare lemn în parte și să dăm gaură cumva în mijlocul ei, da? In the middle here. Acolo, da. Ușor, da? Să nu rupem lemnul. Yeah. Apasă un pic, gata? Gata că a trecut. A trecut? Yeah. Așa, acum dai invers, pe sens invers, ca să-l scoți. Da. Așa, păi ții de lemn, tati. Tati, ții de lemn, mă. Ții de lemn ca să iasă burghiu. Da? Ok. A ieșit? Yeah. Așa, hai să vedem dacă intră prin bambu. Prin bățul bambuzu. Nostru de bambus. Bambuzu. Ia să vedem, intră. Bambuzu. Oh, cred că trebuie să o mai mărim un pic, da? Așa, să vedem dacă trece acum. Let's see if it goes through. Uite că e problema aici la nod. Yep. La nodul bambusului, dar a trecut. Gata. Asta yep. E prima cracă de brad. Mai urmează. Hai, yep. Noi facem treabă și ne vedem. Yep. The biggest one is the brada. Thank you.
Și cam așa arată după ce l-am vopsit. Bine, acum trebuie să-l lăsăm un pic la uscat și o să vă arătăm și faza finală, da? Nu ne-a luat mult timp să-i facem. Pe ăsta, ați văzut, m-au ajutat și copiii. Imediat îi chem să-l decorăm. Da? Trebuie să-l și decorăm, să vedem, să vă arătăm rezultatul final. Fii atentă, Miru, hai să-ți arăt ceva. What? I know what that for. Wow! Super! Hai să împodobim bradul. Okay, that's well. So, obviously we're here for the Christmas trees, but first I want to show you something. Yeah, ce vrei să-mi arăți, tati? But... Ce vrei să-mi arăți tu? Let's just show it. Hai! Oh! Ce-au fugit! Ia uite, Ioan a făcut magie și tu ai pancake-uri. Păi, tati, ia-ți tu cănile tale de aici, că nu ne mai trebuie. Le punem așa pe canapea. Miruna a făcut clătite. Mulțumim, Miruna, pentru clătite. Hai, lăsați astea. Deci noi, ca să înțelegeți, am reușit și am făcut doi brăduleți. L-am făcut împreună. Voi ați văzut cum l-am făcut pe cel mare. După aceea l-am făcut eu singur pe cel mic. Ilinca deja a pictat și a vopsit. Uite, stai să vă arăt așa ca să le vedeți. Niște paste din astea farfale. Da? Le-a pictat, le-a vopsit și le-a trecut printr-o sfoară. Eu le-am dat găuri cu Daniel, cu un burghiu din acela finuț. Și Ilinca ne-a făcut și clătite. Mulțumim, Ilinca! Da, mulțumim mult pentru clătite, dar haideți să terminăm, putem să terminăm să împodobim brăduleții și să mâncăm după aceea clătitele? Yes. Haideți să vedem. Deci, aceștia sunt brăduleții noștri care trebuiesc împodobiți. Hai să vedem cum îi împodobim. Ce părere aveți? Cum au ieșit? Vă plac? Uite, ăsta i-am pus un vârf așa, am lipit 3 farfale de el. Și copiii o să împodobească. Ce puneți mai întâi? Puneți jnururile acelea, unul roșu și unul argintiu, da? Așa, bravo! Așa, după aceea luăm și, uite, farfalele, avem și ragul făcut de Ilinca de farfale. Ia uite ce frumos le-a colorat. Cu ce le-ai colorat, tati? Cu acuarele din acelea de apă, nu? Da. Da? Foarte frumos le-ai făcut. Se poate face un brad din acesta mare de Crăciun, dar noi am făcut variantă micuțe care să fie mai mult de decor și să punem spiritul ăsta de tehnică la treabă. Tati, da, pot fi tăiate, nu trebuie să le pui pe toate, că are 5 metri lanțul ăsta. I don't care. Dacă pui 5 metri de lanț pe el, nu prea se mai vede nimic, știi? Atunci îți iau farfalele de aici și le pun la Ilinca. Uite, dacă vrei, am luat ieri și globulețe împreună. Hai să vedem, facem concurs. Care copăcel vă place mai mult? Cine îl decorează cel mai frumos? Poate să mănânce primul o clătită. Cine îl decorează cel mai frumos? Voi ce ziceți? Voi sunteți comentatorii și juriu. Da? Cei care vă uitați la videoul nostru. Ok, eu sunt mulțumit de rezultat, în principiu. Ăsta este, trebuie să-i găsim și un vârf. Probabil că o să folosim farfale, cum am folosit la acela, o să folosim și la acesta un vârf. Ce ai mai pus, tati? The back is not that. Uite, și la cel de-al doilea am pus niște lemne jos. Și cam așa arată brăduleții noștri pe care Daniel, brădulețul nostru pe care Daniel l-a umplut cu mărgele roșii. Tati, l-ai umplut cu mărgele roșii. I don't care, they have apples, it's grown apples, lots of apples. Noi am reușit și am terminat, i-am și decorat. Ion a aprins luminițele, a apăsat butonul, apăsați și voi butonul de like dacă v-ați uitat până la sfârșit. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Ce spui, Ion? Cum spui? If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below if you enjoyed the video. Bye!